Domnul doctor habilitat Victor Balmuș. Ca să economisez din timp, voi trece peste subiectele care au fost deja reflectate în comunicările anterioare, însă eu aș vrea să vă aduc la cunoștință faptul că din cauza că în Republica Moldova nu este respectat un principiu universal și ce ține de preeminența dreptului și securitatea juridică, noi avem la ziua de azi un astfel de proiect pe care dumneavoastră de care ați auzit și l-ați văzut. De aceea acesta este titlul acestei prezentări. Principiul preeminenței dreptului este inedit oricărei societăți democratice și în acest sens Republica Moldova nu este o excepție. Este incontestabil că la adoptarea legilor Parlamentului Republicii Moldova, Parlamentul Republicii Moldova s-a ghidat de aceste principii și astfel se prezumă că Codul Educației este o lege organică specială în domeniul educației care stabilește cadrul juridic al raportului privind proiectarea, organizarea, funcționarea și dezvoltarea sistemului de educație în Republica Moldova. Iar Codul privind la știință este de asemenea o lege organică specială care reglementează raporturile juridice în cercetare și dezvoltare. Pe parcursul anilor, modificarea și completarea Codului privind la știință și inovare a fost pusă în sarcină mai multe autorități. Încă în anul 2010, odată cu semnarea de Republica Moldova a declarației de la Bologna, Academia de Știință a început procesul de elaborare a proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Codului privind la știință și inovare. Însă atunci nu eram susținuți nici de Consiliul Rectorilor. La 25 mai 2010, Consiliul Rectorilor a luat o decizie prin care dezaproba propunerea Academiei, care prevedea o sincronizare a procesului de elaborare a Codului Educației cu actualizarea Codului privind la știință și inovare. În anul 2011, această sarcină a fost atribuită Ministerului Educației, Ministerului Finanțelor, Cancelarii de Stat. Vreau să spun că în acest moment am avut Ministerul Educației avea un expert european care sub monitorizarea căruia a avut loc procesul de elaborare și s-a ajuns la un proiect care era destul de eficient și performant. Un proiect în acest sens ca inițiativă legislativă a fost înregistrat încă la 19 octombrie 2012 în Parlament. În anul 2014 sarcina modificării Codului privind la știință și inovare a fost de asemenea atribuită altor instituții în afară de Academie de Știință, acesta este Ministerul Economiei, Ministerul Educației și Ministerul Finanțelor. În iunie 2014, Academia de Știință a expediat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului privind la știință și inovare pentru avizarea ministerilor. A fost o reacție negativă, au fost multe avizii negative, însă proiectul n-a fost promovat în continuare. Deși au fost consultații, unii din dumneavoastră cunosc că a fost o întâlnire a Consiliului Rectorilor cu Ministerul Educației și conducerea Academiei, prin care s-a ajuns la un consens și s-au delimitat competențele și s-a hotărât ca proiectul Codului Educației și legea pentru modificarea
codului prilaj din inovare să fie adoptate simultan și ca să fie o sincronizare și o sinergie între aceste proiecte. În pofila acestui fapt, dumneavoastră știți care a fost soarta și proiectului Academiei și a fost adoptat doar codul prilaj știință, codul educației, într-o variantă care diferă de cea înaintată și conține mai multe coerențe. Nu mă opri la... În principal, aceasta se referă la postdoctorat, care nu era agreat inițial de Ministerul Educației, dar până la urmă această formă de pregătire a cadrelor științifice de calificare înaltă a fost inclus în codul educației. Trebuie să menționăm că, deși se vehiculează că codul educației prevede modificarea codului cu privire la știință și inovare, dacă examinăm articolul 157, litera A din codul educației, acesta prevede expres că guvernul, în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentului cod, va elabora și prezenta Parlamentului proiectul de lege pentru modificarea și completarea codului cu privire la știință și inovare, doar în vederea asigurării activității digitale învățământ superior. Însă, contrar acestei dispoziții, Ministerul Economiei și contrar principiului preeminenței dreptului au propus un proiect de lege fără participarea Academiei, sortind la conflict cu normele legale în vigoare toate actele normative elaborate în acest domeniu. S-au creat mai multe antimonii juridice extralegislative și intralegislative și și acum am până la 1 mai curent Academia era antrenată în procesul de examinare a proiectului de modificare a codului științei și inovării. Însă, în ședința Guvernului a fost prezentat un proiect de lege care diferă nu numai de proiectul care a fost în examinare, dar și de declarația guvernului care a fost făcută la 7 martie 2017 privind conceptul reformei sistemului național de cercetare și inovare. El diferă în esență prin aceea că acest proiect nu prevedea transmiterea instituțiilor de cercetare inovare către Ministerul Educației sau organul care va fi responsabil de educație și cercetare și se păstrau instituțiile despre care a vorbit doamna secretar general, adică la o distanță de 3 luni, proiectul a suferit modificări esențiale. În ședința Guvernului a fost prezentat proiectul de lege modificat, care avea ca... în care se declara ca temei un șir de documente de politici adoptate inclusiv la acordul de asociere, un șir de documente de politici care au fost adoptate inclusiv de Academia de Știință. La întrebarea din care a fost temeiul ca
acest proiect de lege să fie prezentat de alte entitate decât cea care gestionează domeniul, s-a făcut referire la articolul 10 din hotărârea Guvernului cu privire la adoptarea regulamentului Guvernului. Însă, această hotărâre prevede expres în punctul 8 că, în general, toate proiectele de acte legislative care sunt examinate de guvern trebuie să treacă o expertiză științifică în cadrul Academiei de Științe. Și proiectul care nemijlocit se referă la reformarea Academiei de Științe n-a fost prezentat pentru acest. Mai mult ca atât, acest punct 10 din regulamentul guvernului prevede că toate proiectele sunt prezentate în conformitate cu legea cu privire la actele normative ale guvernului și autorităților publice centrale și locale, care de asemenea prevede examinarea și examinarea de către părțile interesate cu prezentarea avizului. După cum știți dumneavoastră, din toate aceste prevederi care le are acest regulament, a fost respectat doar unica, care spune că proiectul materialele ședinței guvernului se expediază membrilor guvernului și persoanelor invitate cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte. Noi am aflat despre aceasta exact cu 3 zile înainte de ziua. Da, și mai mult ca atât, același regulament prevede că toate materialele, adică dosarul, proiectul de lege, nota informativă fundamentară a acestui proiect, trebuie să fie publicată pe site-ul guvernului. Ne-a știți, particip GovMD, publica toate site-urile și noi avem posibilitate ca să vedem. Însă acest lucru nu s-a întâmplat, căutam intensiv acest proiect și el nu se regăsea. Am decis ca să prezint actele normative care sunt pertinente la examinarea acestei situații și vreau să spun că sunt relevante articolul 1 din Constituția Republicii Moldova, alineat 3, care spune că Republica Moldova este un stat democratic, stat de drept și democratic, dar printre principiile statului de drept este ierarhia legii și principiul legalității. Articolul 33, care garantează libertatea creației. Articolul 34, dreptul la informații, despre care am menționat. Și faptul că hotărârea se adoptă pentru organizarea executării legii, adică despre ierarhia actelor normative. În temeiul pentru elaborarea proiectului se indică, după cum am spus, și acordul de asociere și hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Planului Național de Acțiuni pentru implementarea acordului de asociere. În acest document de politici este expres indicat că proiectul hotărârii Guvernului, modificarea proiectului hotărârii Guvernului, adică a strategiei privire la cercetare și dezvoltare adoptată de Academia de Științe, este pus în sarcina Academiei, la fel ca și proiectul de modificare a codului privire la știință și inovare, de asemenea este pus în sarcina Academiei și este dat un termen, termen de executare este anul 2017. Adică actele normative și documentele de politici indicate în nota informativă a centrului
de implementare a reformelor nu corespund realității, deoarece este expres indicat ca executor Academia de Știință a Moldovei. Mai sunt și un șir de alte dispoziții ale actelor legislative, de exemplu, a legii cu privire la actele legislative, care au fost încălcate flagrant, n-a fost efectuată avizarea și consultarea publică acestui proiect. Fundamentarea, de asemenea, dumneavoastră ați văzut cum este, de exemplu, fundamentarea economico-financiară. Nu știu din care considerente au fost sau care, ce argumente au stat la estimarea cheltuielilor bugetare de 2,20 milioane lei și optimizarea cheltuielilor anuale pentru administrare domeniul cu circa 9,10 milioane lei. Expertiza științifică, conform dispoziției prim-ministrului, Ministerul Educației, care era desemnat ca coordonator a proiectului de elaborat de modificare a codului privind știință și inovare, era obligat să prezinte proiectul de act normativ autorităților competente spre emitere în termenul stabilit în dispoziții sau în plan de elaborare. De acum deja am vorbit despre faptul că termenul era stabilit prin hotărârea Guvernului și executorul era Academia de Științe. Era necesar ca să anexeze la dosar rezultatele investigației științei și nota de argumentare, tabelul divergențelor cu argumentări. Aceste acte noi nu le vedem anexate și este și nici nu puteau să existe deoarece avizele părților interesate n-au fost solicitate. Academia de Știință n-a avizat proiectul în varianta în care a fost adoptată de guvern. Am spus deja despre... Vă rugăm niște concluzii, domnul director, deci concluzii? Dacă le-ați... Da. Mai ales din perspectiva care a fost conturată de domnul vicepreședinte Ion Guceac. Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative va avea ca consecință lichidarea autonomiei Academiei de Științe și Institutelor de Cercetare din subordine. Academia de Știință va deveni un club al savanților notorii. Și consider că Academia de Știință trebuie să insiste, apelând la dialog și cadrul normativ al Republicii Moldova, asupra conservării și dezvoltării statutului său autonom și autoadministrării, inclusiv a instituțiilor de cercetare și dezvoltare. Acordarea dreptului de a înființa alte instituții cu acordul fondatorului, similar a instituțiilor de învățământ superior, cu autonomie financiară, prevăzut de articolul 184 din Codul Civil. Înființarea școlilor doctorale, pentru reproducerea cadrelor științifice și păstrarea instituțiilor de dezvoltare din subordine, inclusiv celor din domeniul științelor sociale și umanistice, chiar dacă va fi necesară optimizarea lor. Eu am efectuat o analiză articol cu articol și vreau să vă spun că acest proiect este de fapt un clon al proiectului elaborat de Academia de Știință mai mult timp în urmă, în care s-au făcut modificările care au adus la această situație pe care o avem acum. Nu se deschide. Pentru aceasta este de ajuns ca
să examinăm chiar punctul 1 din acest proiect, în care s-a păstrat dispoziția care a fost elaborată de Academia de Științe pentru situația când printre atribuțiile Consiliului Național de Acreditare și Atestare se păstra formarea consiliilor științifici specializate. Autorii proiectului, deoarece nu au avut timp să contrapună prevederile codului educației și codul cu privire la știință și inovare, au păstrat în acest proiect sintagma Consiliul Științific Specializat și Consiliul Științific, adică Consiliul Științific de Profil. Deși codul educației în articolul 16 vorbește despre regulamentul cu privire la studiile superioare de doctorat, ciclul 3, care reglementează cu totul altă procedură și alte proceduri de susținere a tezilor de doctor și doctor habilitat, prin intermediul comisiilor de doctorat. Astfel de greșeli și erori de tehnică legislativă care au adus la ceea că Academiei de Științe i s-au restrâns atribuțiile și deja s-a spus despre faptul că Academiei de Științe ca consultant strategic nu poate exercita aceste consultații fără institute, fără cercetători. Mai mult, consultarea este pusă în sarcina adunării generale a Academiei de Științe, care, după cum știm noi, este un organ reprezentativ, are o componentă numerică mare și evident că nu se poate să reacționeze operativ la necesitățile de consultare a autorităților publice. Pentru aceasta sunt necesare instituții specializate în diferite domenii care să ofere o astfel. Bun. De consultare. Deci, întrebare dar care se impune. Proiectul promovat de guvern este de perspectivă, poate fi îmbunătățit, pot fi propuse amendamente. Deci numai nu trebuie să răspundeți acum, deci ca la sfârșit să venim cu niște texte. Să-mi expun opinia mea. Nu acum, domn director. Eu am încercat să fac o astfel de modificare. Este mai bine de revenit la proiectul, cel puțin la proiectul, clar, proiectul clar, care a fost elaborat împreună cu Ministerul Bun. Educației și Ministerul Economiei. Bine. Mulțumesc mult.